dragi prieteni! Astăzi, ghiciți ce să facem? Mă voi machia și acest lucru vreau să-l fac lângă voi. Așa că hai să începem, dar nu uitați să abonați și să puneți like, like-ul magic. Deci, am începe cu acest lucru, această cremă pentru make-up. Deci, deloc nu mult, doar puțin, așa, să hidrateze fața. Și, după ce am terminat, blush-ul este necesar. Pentru că arată foarte bine și face un ton frumos al feței. Cum vedeți, am luat puțin blush, numai că totul este roz. Deci, mă uit în oglindă și frumos un pic pe așa de suc. Deci, da. Deci am terminat cu blush-ul, nu prea se vede pentru că l-am făcut destul de natural. Și următorul lucru vom continua cu sprâncenele. Deci eu niciodată nu mă dau cu mult fard pentru că nu-mi trebuie, pentru că fața mea este frumoasă, eu cred. Deci cu acest lucru ne le vom aranja pentru că frumoase. Da, desigur. Eu mi le ridic în sus cu aceasta, de tot. Iar apoi tot așa, fac așa. Ridic, uitați, ridic în sus. Dau încoa. Ridic în sus și dau încoa. Dacă ți-ai înțeles. Ridic în sus și dau încoa. Așa și un pic mai ridicat. Un pic mai ridicat. Deci. Așa. Cam e greu să lucrez cu sprâncenile. Eu cred, din prevența mea. Dar e și interesant. Trebuie să știi cum să le faci, pentru că... Da. Pe prima am făcut-o, deci pe două tot așa se fac. Momente de liniște. Sfârșit. Și... Deci, în fiecare zi mi se primește, dar astăzi nu mi se primește pentru că sunt cu voi, dragii mei, cred că... Ok. Și l-am terminat, sper să-mi placă. Mie îmi plac destul de bune. Acum, acum nu le voi da cu nimic, acum voi face eyeliner-ul, da, dar nu știu cu ce să încep și, ne închide eyeliner. Știu că de obicei se folosește culoarea. Dar eu de obicei pun eyeliner primul. Dar am auzit multe oameni că spun că așa mai bine, deci să încercăm și noi.
Deci asta este culoarea de pe periuța mea și deci voi face aici joar așa la ochi. Eu am observat că cu degețelul când faci se vede mai bine, doar că cu periuța este normal, adică cu periuța și se face, de asta fac așa mai des, este mai igienic, mai normal, dar mai puțin vizibil. Deci soluția se bipă în periuță, pentru că asta este periuță de vopsit, dar mereu mi-a plăcut unul ochiul mai roșu de celelalte. Deci, uitați-vă, la mine telefonul se vede foarte tare, dar în oglindă se vede foarte puțin. Și hai să continuăm cu cealaltă, dar închid, se deschide, deschid și o închid. Deci, e foarte liniște. Așa, și gata, am terminat. Nu trebuie să vede acum pe camera mea, parcă nu e niciun rezultat, dar în viața reală este. Și deci acum vă folosi periuța pentru eyeliner. Dar mă folosesc acesta. Este foarte bun. Eyeliner. Uneori nu mi se primește, dar asta este foarte rar, pentru că e cam greu. Mai ușor pentru începători este eyelinerul simplu. Ok, acum mă veți vedea. Sper să nu murdăresc. Păi, pot să spun că am făcut-o bine și mai bine. Și aici tot, dar trebuie să continui. Eu am vrut un pic mai lungă, dar s-a primit prea lungă. Și în acest moment, deci, vom curăța și totul va fi în ordine. Spuneți-mi, odată, vă băgați bine cu machiajul? Eu da, îmi place foarte mult să mă machiez și și îmi plac produsele, îmi place să analizez, deci îmi place machiajul.
Și da, dacă nu știați secretul ăsta, se șterge cu un pic de cremă. Așa. Și hai să mai contăm un pic. Deci ăsta vine mai încoa. Nu de la mijloc, de unde l-am făcut pe celălalt și de asta trebuie să contăm mai departe. Dar lucru care nu-mi place, îmi place că această soluție se usucă foarte repede. Dar pot să spun că în alte cazuri e foarte bună. E uniformă, se folosește de obicei pentru sprâncene, nu doar că foarte, foarte, foarte mulți oameni, inclusiv și eu, o folosesc și pentru ochi în acest caz. Doar că cu obsirea sprâncenilor eu nu prea, pentru că nu am nevoie. Deci, cum am spus, trebuie de completat aici. Așa. Deci, acum se vede foarte bine, îmi place foarte mult. Foarte reușit. Foarte reușit. Și hai să continuăm cu genele. Pentru genele acest lucru, nu știu dacă știți, este foarte... Toți știu eu, da. Este foarte bun, dar nu mereu, nu mereu. Trebuie să ținut un pic secunde. Și trebuie de prins de seara și mă urmă mai aproape. Ar trebui să le fixez. Așa, deci am de... După ce am făcut acest lucru un pic de vreo două ori, am cu mascara. Pentru că deja m-am dat cu... cu eyeliner și va fi greu să... să-mi curăț ochiul. Pare-ți straniu când fac acest lucru. E foarte bun. Da, și după ce facem acest lucru, trebuie să lăsăm un pic să se usuce. Și să-i facem cu acest... încă o dată. Am ridicat un sus. Un cred. Deci, m-am murdărit. Să luăm acest pai magic și să ștergem. În sfârșit. Deci, acum trebuie să încontrăm cu un ruș foarte, foarte puțin vizibil, dacă ne-am uitat ochii. Și de obicei pot să vă spun că acesta corean ruș este preferatul meu, e roșu, doar că acum cred că nu se potrivește și îl voi încerca pe asta cu copșunică. Foarte bine miroase și foarte bine arată. Da.
fost prea mult. Ce e greu de lucrat cu el, el mereu curge fără să-l apeși, doar că este unul foarte bun și cu miros foarte plăcut. Da. Pentru început, acesta este tot lucrul meu. Sper că vă place. Mie îmi place foarte mult. Vă mai aștept la aceste episoade. Voi mai face rutina mea și voi posta mai des. Scrieți-mi în comentarii ce machiaje trebuie să mai fac, care sunt greșelile mele și ce trebuie să adaug în make-up-ul meu. Bye, guys! Nu uitați să vă abonați și să puneți like!